aminte și lăsând la o parte Facebook, mail-uri, scrisori scrise fizic. Scrisori scrise fizic. Scrisorile care sunt scrise nefizic, de fapt ce voiam să zic, sunt scrisori nematerializate. Adică eu pot să-i scriu o scrisoare lui Dumnezeu sau pot să scriu o scrisoare lui taică-miu și să fie ceva care să nu fie scris, ceva care să fie gândit, care să fie foarte personal și intim. Deci lăsând la o parte Facebook, mail-uri, scrisori scrise fizic. Scriu, dar nu am trimis scrisoarea, dar am scris așa, dacă într-o agendă, într-un carnețel, am scris lucruri, scrisoare către copilul care va fi mai mare sau scrisoare către mine care voi ajunge cumva. Ca o idee de a scrie ceva, pur și simplu. Am scris. Dar asta zic, că scris fizic ceva, ca de a scrie fizic în sensul de a avea, a fi ceva material, a fi materia, la modul ăsta am vrut să zic. Deci lăsând la o parte Facebook, mail-uri, scrisori scrise fizic. Una dintre scrisorile pe care le scriam lui fratele-miu era în 91-92, fratele-miu era la București, la Cibernetică, la ASE și eram în Bacău. Și fratele-miu fiind cu 10 ani mai mare ca mine și un model pentru mine, îi scriam scrisori. Și în toamnă, când el a plecat la facultate și eu am rămas în Bacău, i-am scris o scrisoare și am povestit ce am făcut la mare, noi împreună. Noi am fost împreună la mare și i-am scris o scrisoare cu "Îți mai aduce aminte", fusese cu o lună înainte. "Îți mai aduce aminte când am fost la mare la Costinești și am stat la căsuța cu tare și te-ai întâlnit tu după 2 zile cu Dana B", că avea 2 Dane, avea Dana A și Dana B. Și a venit Dana B și după aceea am dormit toți 3 împreună, iar eu mă prefăceam că dorm când voi vă fuiați în pat. Deci lăsând la o parte Facebook, mail-uri, scrisori scrise fizic. Oh my God. Asta e teoria, că e un mecanism marketing în care ți se... Nu știu dacă e echivalentul perfect în română, urgency, din engleză nu e chiar urgență din română. Urgency e un fel de cu grabă, cu dacă nu profiți acum ratezi. De asta există de multe reclame cu profită acum, ultimele bucăți, tot ca să îți inducă sentimentul ăsta de o șansă pe care poți să o ratezi. Și vorbirea asta rapidă, exact asta induce în cumpărători. Bă, dacă nu mă bag acum, se duce. Că ăsta la cât de repede vorbește, o cumpără ăla. Și atunci zic eu. Oh my God. E foarte important să-ți inducă chestia asta de, bă, trebuie să profiți sau se duce ocazia. Și mai are un rost vorbirea asta foarte rapidă și anume efectiv să vândă mai repede lucrurile, adică ăștia care din auctioneers, ăștia conducătorii de licitații cei mai buni pe mașini, unde se vorbește foarte repede, vinde undeva la 100 de mașini pe oră. Deci o mașină jumate pe minut. N-ai cum să vinzi atât de repede lucrurile dacă nu vorbești atât de repede. Dar ce e interesant la mașini este că, din ce am înțeles, oamenii care sunt cumpărători profesioniști, sunt cumpărători care cumpără angro, cum ar veni, și înțeleg chestia aia. Pentru că dacă ești civil și auzi cum vorbește omul ăla, nu înțelegi nimic din chestia aia. Și acum, să știi, de când vorbim, am avut 2 momente în care era să scot un cuvânt în engleză. Noi facem acolo un podcast, cine vrea să se uite, se uite, cine nu, nu. Nu am responsabilitatea de a fi accesibil la podcastul meu. Am doar datoria de a încerca să îl fac cât de cât entertaining și dacă el este cât de cât entertaining, atunci își va atinge targetul. Targetul după aia...